Bine ați venit la Clage Mauă TV. Egipt. Copiilor de pe stradă li se smulg organele din corp. Am locuit doi ani în Cairo și în popor se vorbea despre faptul că mulți copii de pe stradă dispar fără urme. Unii dintre ei sunt victime ale comerțului de organe, cu organele furate pur și simplu măcelăriți, cu cicatrice corespunzătoare pe corp, sunt găsiți după un timp. Afacerile murdare cu organe nu se limitează numai în capitală, ci au loc din ce în ce mai mult în Sinai, unde se găsesc mulți refugiați din țările Africii Negre. Cu toate că acestea sunt cunoscute de mulți egipteni, jurnaliștii care încearcă să relateze despre aceste situații sunt aduși la tăcere. Cine se ascunde în spatele acestor afaceri? Cine exersează controlul asupra comerțului de organe? Vă mulțumim pentru atenție! Și vă așteptăm din nou!